Preamărit să fie Domnul Iisus! Amin. Frați sfinți și surori sfinte, copii ai cerului, aici pe pământ, o armată a lui Iisus, Domnul să vă binecuvinteze. Și să mă binecuvinteze și pe mine. Slăvit să fie numele Său. Scumpii mei, am sosit la dumneavoastră cu drag, că mie mi-e drag și Clujul. Cândva, pentru puțină vreme, am locuit pe așa numită atunci ciuzdă, dar acum nu se mai cunoaște nimic din aia. Plecat din gara așa într-o latură, e tot construit pe acolo, nu-i mai nimic din ce-a fost. După aceea, primele mele misiuni au fost pe aici, prin Cluj, și cu frața aceea de pe vremurile acelea ne bucuram împreună. Și Domnul ne sprijinea cu harul Său. Mi-aduc aminte de familia Nod. Mi-aduc aminte de multe alte familii. Mircea Pavel cu Irina. Mi-aduc aminte din Feleac, de fratele Ștefan, Nicoră, și câți alții din jurul ăsta cu care ne bucuram în Domnul. Și Domnul lucra minunat. Într-o zi de adunare la Feleac, fratele Viluca prorocește că astăzi Domnul va vorbi printr-o limbă pe care noi nu o cunoaștem, dar va întări un suflet prin aia. Și am așteptat și a trecut timpul. S-a încheiat programul și la rugăciunea ultimă Ștefan Nicoară se scoală și vorbește în altă limbă. Mai în urmă, acolo, un bărbat plângea de numai. Când s-a terminat totul, cel care plângea se nume Onoșciuc. Nu știu câți l-ați cunoscut. E cineva care l-a cunoscut? Acolo, unu, doi. El era un străin tăuțan și spune că Duhul Sfânt i-a vorbit prin altă limbă cu cuvintele mamei lui de acasă. A fost întărit, a rămas în credință, a ajuns prezbiter pe Carpați și apoi a trecut la Domnul și mult mai târziu a fost căutat de cei de prin Rusia, că a fost un om cu rang, dar nu știu nimeni de asta, căuta mormântul. Oricum, amintirile sunt frumoase și plăcute când sunt petrecute cu Duhul Sfânt. Glorie Domnului! Acum vreau să vă aduc salutările de la frații din Canada, fratele Andrei Bălulescu, păstorul principal acum, și ceilalți păstori, diaconi, prezbiteri, ceilalți frați și surori, toți m-au însărcinat să vă transmit har și pace din partea lor. Și Psalmul 20,
care aș dori pentru fiecare să se împlinească, să te asculte Domnul în ziua necazului. Ce minunăție e aceea! Oricând dai de necaz, Domnul să te asculte. Nu o vrea așa? Doamne, ajută-ne! Când trecem prin nevoi și necazuri și chemăm numele Domnului, Domnul să ne răspundă. Preiubitul frate a citit cuvântul Domnului din Isaia, capitolul 43, dar dânsul l-a luat de mai jos. Eu vreau să-l citesc de la capăt. Auziți ce zice? Acum, așa vorbește Domnul care te-a făcut, Iacove, și cel ce te-a întocmit, Israele, nu te teme de nimic, căci eu sunt, căci eu te izbăvesc. Te chem pe nume, ești al meu, mărit să fie Domnul. Ce angajament mare din partea lui Dumnezeu pentru mine și pentru fiecare din noi. Ce angajament mai solemn decât acesta? Să nu te temi de nimic. Eu am trecut prin multe probe ale vieții, am trecut prin urmăriri, dat la Interpol și multe altele câte am pățit eu. Dar ce e drept? Odată m-a pătruns frica tare și mi-a venit după ce am plecat în misiune că nu aveam drept să mă duc de acasă. Toată lumea spune, stai acasă. Și fratele Bocheanu și cei din conducere, stai acasă, stai acasă, că te închide ăștia așa, stai acasă. Dar nu putem sta acasă. Că adesea ori, nu numai că mă chema frață, dar mă trimitea și Domnul și trebuia să mă duc. Și asta de care mi-aduc aminte, am fost către Huiedin și am venit cu ocazia, am oprit în mănăștiuri și trecând ca să ies sus în calea Turzii, acolo îl întâlnesc pe rărău Todor. Măi, frate, nu știi pe ce pe aproape un proroc? Bă, este unul aici, dar nu-i bun. Păi de ce nu-i bun, mă? Păi știu eu, începe el și arată unele lucruri. Mă, dar prorocește? Ia, dacă prorocește, pentru mine-i bun, mă. Că eu sunt a Domnului și niciun proroc mincinos nu poate să-mi spună mie ceva rău. Trebuie să-mi spună ce Domnul îi zice pentru mine. Că la alții a spune alte treburi, nu știu, dar pentru mine trebuie să-mi spună bine. Și eu îi povestesc tot năcazul, cum urmărea securitatea, cum umbla din casă în casă, până sat, cu oamenii, ce învâlmășeli erau în vremea aceea cu privire la mine și amenințările mereu, mereu, mereu. Eram îngrozit. No, unde mă? Apoi nu-i departe, aici, într-un bloc. Când mă bag acolo, el mă cunoaște. Eu cunosc pe nevastă-sa, că era bucătăreasă pe la nunț. Și am văzut-o. Mă, ce bucurie! Cum de-ai venit? Cum? Măi, n-am timp de povești. Eu zgrăbit. Ne plecăm și ne rugăm. Când ne plecăm și ne rugăm, strigă Duhul Sfânt prin bărbatul acela. Bărbatule, de ce te temi? Tu ești al meu. Eu ți-am cântărit umerii.
Eu știu ce povară postul duce. Mă, o prorocit o minunăție. Când a fost gata și a ieșit din casă, zice Todor rău, măi, de când n-am auzit o prorocie așa dreaptă. Acum, vezi, Dumnezeu e cel care vorbește prin cine vrea. Dar să vă mai spui ceva, și dacă are la cine vorbi, că mulți întreabă pe Domnul și se găsesc așa de amăjiți. Am întâlnit tânăr care toată ziua umbla cu celularul în mână de la un proroc la altul. Știi cum și-a sfârșit calea? De pe o rampă care trece un freeway peste celălalt freeway, acolo sus a oprit mașina, a lăsat ușa deschisă, mașina pornită și s-a aruncat în cap și a murit acolo, cu celularul în mână, plin de prorocii. Pentru că ca să mergi la proroc, întâi tu trebuie să fii în ordine cu Dumnezeu, apoi te duci să întrebi pe Domnul. Nu, tu ești cum ești și te duci să întrebi pe Domnul. Păi atunci zice Ezechiel, să mă las eu întrebat de ăștia care își poartă idolii în inimă? Nu! Eu, Domnul, îi voi amăji. Și am văzut din alea. Deci, băgați de seamă, cu Domnul nu-i de a te juca. Pe Domnul trebuie să-L cinstești, să-L preamărești, să-L lauzi, să umbli înaintea Lui cu temere, cu frică. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți la aceasta. Glorie Domnului Iisus! Hai să ne apropiem de Sfântul Cuvânt acesta citit aici, așa cum îl găsim, deci. Acum așa vorbește Domnul care te-a făcut Iacove. Noi nu suntem Iacob de atunci, dar și pe noi Domnul ne-a făcut. Și pe noi Domnul ne-a făcut. În Psalmul 139 ne arată, până când nu eram decât un plod, un ou, în pântecele mamei mele, Tu mă cunoșteai. Și zilele mele erau scrise în cartea Ta de atunci. Vedeți? Nu de la întemeierea lumii, de atunci. Nici Pavel Apostolul n-a fost scris de la întemeierea lumii. Și așa cum declară el, Dumnezeu m-a ales din pântecile mamei mele, ca prin mine să se vestească Evanghelia. Apostolul Petru spune că a fost ales după ce Iisus l-a luat în primire. Dumnezeu m-a ales ca prin mine neamurile să audă Evanghelia. Și așa mai departe, ne-am născut fiindcă Dumnezeu ne-a făcut, ne-a întocmit, ne-a clădit chiar, dacă vreți. Pavel Apostolul spune că trupul ăsta e casa noastră pământească. Și o casă se clădește. Așa de interesant că după concepție, la 4 săptămâni deja apar ochii și rinichii și tot câte un mădular, burta cu ale ei, ca să poată da hrană trupul în creștere. Și în cele din urmă te clădește. Îți clădește mușchii pe mâini și le prinde de os aici sus. Îți clădește mușchii pe picioare și îi prinde de os aici în interior. Îți clădește apoi ceilalți mușchi, dar niciun mușchi nu seamănă cu celălalt.
Și apoi câtă minunăție, dacă vrei să observi, carnea care e pe față nu potrivește cu nicio altă parte din trup. Limba nu potrivește absolut cu niciuna din trup. Rinichii nici așa, inima nici așa, plămânul nici așa, stomacul nici atât. Toate bine sunt făcute separat și clădite la locul lor. Cum a zis David? Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai făcut o ființă așa de... Cum? N-aud. Așa vorbiți tare. O ființă așa de minunată. Noi toți suntem o ființă așa de minunată. Măriți să fie Domnul Iisus Hristos. Fiind o ființă așa de minunată, trebuie să avem în vedere că nu suntem ai noștri. Cineva ne-a clădit. Cine clădește o casă, se numește proprietarul casei. Dacă Dumnezeu l-a clădit pe Pavel și o sosit aici acum, apoi slavă Domnului, mărire lui. Dacă m-a clădit pe mine, slavă Domnului, dar nu suntem ai noștri niciunul. Suntem ai Domnului. Nu știți că trupurile voastre nu sunt ale voastre, ci sunt ale Domnului, mărească-i să numele. Noi suntem ale Domnului, fiecare în parte, trupurile noastre toate nu sunt noastre. De ce vreau să accentuez asta? Ca să bagi de seamă ce faci cu trupul tău. Iacove, pe care te-am întocmit, Izraele, pe care te-am făcut, păi ești al meu. Așa am citit aici, măriți să fie Domnul. Noi suntem ai Domnului, proprietatea Domnului. Și dacă suntem ai Domnului, păi trebuie să umblăm în așa fel când Domnul să fie mulțumit de noi. Ești tânăr, ești bătrân, ești a Domnului. Că ai multe zile, Domnul ți le dă, cum ne-o dat și mie până aici, glorie Lui. Dar dacă-ți de zile puține, să mulțumești Domnului. Și ce fain ar fi ca fiecare din noi să fim conștienți că nu suntem ai noștri, ci suntem ai Domnului. Fiecare să fim conștienți de asta. Păi dacă-s conștient de asta, atunci eu trebuie să am grijă de trupul ăsta. Cum mă îmbrac? Că nu i-am eu să placă lui Dumnezeu cum mă îmbrac. Apoi unde mă duc? Nu sunt al meu, sunt a Domnului, să-i placă Domnului. Unde ai fost aseară? Unde te duci tu seara? Unde umbli ziua? Îi place Domnului? Apoi dacă trupul tău nu e al tău, ci a Domnului, îi place Domnul cu ce-l hrănești? Îi place Domnului cu ce-l adăpi? Ai grijă că nu suntem ai noștri, suntem ai Domnului și dacă suntem ai Domnului, trebuie să avem o mare grijă. Ai grijă acum ce vorbești. Tu trebuie, dacă vorbești ceva, să vorbești cuvintele lui Dumnezeu. Mărească-i să numele. Și apoi ai grijă ce gândești, fiindcă tot în același psalm spune... Tu-mi cunoști cuvântul până n-ajunge pe limbă. Psalmul 139. Tu-mi cunoști cuvântul până n-ajunge pe limbă, măi. Cuvântul se făurește în gând, aici. Trece la inimă. Inima la probă sau nu la probă? Dacă nu la probă, nu-l rostești. Îl lași numai ca gând și-l acoperi. Dar dacă la probă, inima îl transmite pe glandele astea de aici, vocale, din gât, și el îl transmit pe limbă și limba se întoarnă și zice pe A, B, C și întocmește cuvântul gândit.
și ies afară. Păi ce minunăție e asta? Mărească-să Domnul! Domnul dezleagă limba copilului ca să vorbească. Sau Domnul leagă limba omului mare și rămâne deodată mut. Deodată rămâne mut, nu mai poate vorbi, nu mai poate nici să scrie ce vrea să vorbească. E gata cu el. Și dacă îi dezleagă mintea, poate și limba, poate și scrie și poate și vorbi. Aduceți-vă aminte de tata lui Ioan Botezătorul. Cum a stat el 9 luni de zile mut? N-a putut scrie nimic, n-a putut vorbi nimic. Dar în momentul când Dumnezeu i-a dezlegat limba, a putut și scrie. Și a scris numele lui va fi Ioan și a vorbit în continuare. Vedeți? E un lucru mare acesta. Aici avem așa clară dovadă că nu suntem ai noștri, ci suntem ai Domnului. Și dacă suntem ai Domnului, să avem mare încredere în Domnul. Prin orice trecem, dacă Domnul îngăduie o boală, să trecem cu bucurie prin boală, să nu fim niște plângăreți, cum au cântat aici frață ăștia așa de minunat, că la Dumnezeu îi place să fii vesel, îi place de copilul vesel, nu? Așa-s cântat. Așa-s cântat, măi. Place de copilul vesel. Apoi de copilul ăla care dacă îi pune mama ceva pe masă, a mie nu-mi place asta. Apoi, dragul mame, apoi ce să-ți fac? Apoi, mai bine eu niște, nu știu ce, de pe la prăvăliile astea care-s deschise și zi și noapte cu toate otrăburile, alea mai bune-s. Și tu nu știi că-ți strică sănătatea, dar tu mânci din alea. Dacă îți face mama mâncare bună, de casă, apoi tu faci mofturi. Mă, tu nu ești al tău, ești al Domnului. Nu întrista pe mamă, nu întrista pe tată, nu întrista pe cei mai mari din casa ta. Zice Traian Dorz, tu pe nimeni niciodată să nu-l întristezi, adică tu pe nimeni viața toată să nu-l întristezi vreodată, că nimic nu-i mai amar ca a lacrimii pahar. Ai văzut pe mamă ta plângând, ai văzut pe tatăl tău supărat pentru purtarea ta. Fii atent că alea le plătești, în viața alea să plătesc. Odată, socrii mei, ne avem bine, mă rog, dar eu vroiam o motoretă, Carpați, cum s-o ivit atunci. Socrii, cârăiala asta, ce-ți trebuie, doar sunt mașini acum, autobuză, una alta. Ei, am mers cu nevasta și i-am înțeles și că eu a fost de acord. I-am cumpărat și ei un Alain Delon atunci, faină, îmbrăcată, și am luat și motoreta și am mers acasă, dar ne-o fă rușine. Și am băgat-o în pivniță. Când am băgat-o acolo în pivniță, nu știu ce i-o trebuie la tata socru, s-o dus în pivniță, o dat de măgărușul ăla acolo. Păi ce-i cu asta, mă? Apoi, nu. Dar să vedeți ceva. Atâta năcaz am avut cu motoreta aia și ani de zile n-am putut o șterge de pe nume. Tot vinea să o plătesc, nici cum nu vroia să-mi o șteargă ea de la finanță care era acolo. Cu mare greu am întâlnit la un moment dat un frate baptist care era implicat acolo, dar trecuse 4-5 ani, am tot plătit pentru că n-am ascultat. Trebuie să tot plătesc. Vedeți? Să ascultați de părinții voștri în Domnul. Zice Sfântul Apostol Pavel Efeseni 6, nu? Copii, ascultați de părinții voștri în Domnul. Și trebuie neapărat să ascultați.
Nu că nu-mi place ce zice. Analizează ce zice, ce se întâmplă la zăcala aia pe urmă, în timp. Pentru că tu dacă ai liceu, e bine, dacă ai facultate, e bine, dar tu n-ai 80 de ani ca bătrânul, tu n-ai 70 ca bătrânul, n-ai nici 50. Și școala vieții e superioară tuturor școlilor. Eu sunt mai cu puțină școală, așa ca mine, crescut om la țară. Dar oricum, prin viață am ocupat diferite posturi și poziții sociale. În schimb, când e vorba să stăm de vorbă cu mulți oameni, cu școală mare, știi cum ascultă când e vorba de câte ceva? Asta n-am auzit-o. Asta nu știem. Păi mă, când nu știi ceva, știi ce să faci, mă, tinere? Știi ce să faci când nu știi ceva? Zi, știi? Tu ăla cu roșu pe tine, știi ce să faci când nu știi ceva? Zi tare sau ce? Să întreb pe bătrâni, mă. Că atunci ăia îți face școala gata imediat. Slăviți să fie Domnul! Fiți atenți! Noi nu suntem ai noștri, ci suntem ai Domnului. Fiind ai Domnului, Domnul are pentru noi mari garanții. Auziți numai ce zice acei în continuare. Cel ce te-a întocmit izdraiele. Așa, izdraiele. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc. Ați trecut prin situații în care să fiți izbăviți? Eu am trecut prin multe situații. Eu am trecut în urmăririle securității și am fost izbăvit. Bun înțeles că eu nu am hulit niciodată autoritățile, nici pe cei ce mă dădea pe mâna autorităților. Eu n-am avut asta. Eu am vrut doar să slujesc lui Iisus cu inimă curată și nu i-am considerat pe nimeni vrăjmaș. Până astăzi, încă mai se lasă sămânță de aia de vrăjmășie în câte unii vechi care mai trăiesc încă. Dar eu nu-i consider vrăjmaș, numai ei mă consideră vrăjmaș. Dar odată mi-am adus aminte de un vrăjmaș, nu știu dacă v-am spus cândva, dar vă spun acum, sau dacă chiar o repet. Era ziua mea de naștere, 18 octombrie, acum vreo 3-4 ani. Acum, prin harul Domnului, mai am în două săptămâni și atunci, pe anul 83, îl las în spate, s-o dus, intru în anul 84, slăvit să fie Domnul. Dacă îmi dă Domnul viață, ce știu, el știe asta. Ei, dar în anul ăla, în ziua aceea, ne-am adus aminte de vrăjmășia mare pe care o avea acel om cu privire la mine tot timpul. Și am început să mă rog, Doamne Iisuse, iartă-l, Doamne Iisuse, vindecă-l de vrăjmășia aia, Doamne, ura asta e de la diavolul, oricine urăște e de la diavolul, ne spune Sfânta Scriptură. Doamne, dar eu cu el vreau să ajung în rai, Doamne, mântuiește-l. El era în România, eu eram în Kitchener, Canada. Și m-am rugat toată ziua, dar n-am reușit, mă, n-am simțit nimic. Și la terminarea programului am zis către adunare, vă rog ajutați-mă și rugați-vă împreună cu mine pentru unul care mă vrăjmășește, să-i tocmească Dumnezeu inima la iubire, să-l lese de ura asta lui, că eu cu el vreau să ajung în rai. Și s-a rugat toată biserica. Dar n-am s-o isprăvi mare lucru. Și am continuat din octombrie până la mai. Nu știu, zi două înainte de unul mai sau zi două după unul mai, când s-o nimerit iară aici și m-am rugat cu toți și așa. Dar dimineața, de dimineață, mă sună cineva, o soră.
De unde ești? De pe graniță cu Ucraina, de la Vicov, acolo sus pe graniță. Vai ce mă bucur că ți-am găsit telefonul. Bine, soră, bine, dar care-i cauza? Ce vrei? Ce dorești? Apoi să-mi trimiți mie $30. Bine, soră, dar dacă toată lumea cât sună la mine, 20, 30 pe zi, cer $30, apoi nici să ploaie și să vie ca apa pe scoc. Banii n-am de unde vă da la toți. Și apoi nu te cunosc, că nu știu cine ești. Cum să nu? Eu sunt roaba Domnului, eu așa, dar păi pot să mă minți? Eu ce? Nu! Eu nu mint! Gura mea așa vorbește, așa zice, așa vorbește Domnul, așa că eu nu mint, eu-s proroc. Vai de mine, Doamne, mă, așa o laudă n-am auzit de când ești. Dar putem încerca? Păi da, nu mi-a mai venit în minte să mă rog pentru fratele care mă dușmănea. Da, am zis așa, să o încerc pe ea. Și ea s-a pus acolo pe genunchi și eu m-am rugat din coace în chiciner, dintr-un capăt a pământului la celălalt și așteptam să o aud vorbind în limbi, nu vorbit, să o însăm ceva, nu, n-am nimic. La vreun sfert de oră zic, amin, ne sculăm. N-o, soră, cum îi? Ți-a spus Domnul ceva? Da, mi-a spus. Păi ce ți-a spus? Mi-a spus că tu te rogi pentru un vrăjmaș a tău să fie mântuit. Și-a zis Iisus că îi place rugăciunea asta, să te rogi mai departe. Mă, tu ești proroc. Atunci i-am trimis $300. Slăvit să fie Domnul. Dragii mei, avem o poruncă sfântă de la Domnul Iisus, cum că nu suntem ai noștri, ci suntem ai Lui. Rugați-vă pentru vrăjmașii voștri. Ai tu vrăjmași? Cât ești de tânăr, te hârăi cu cineva, cât ești de bătrân, ți-ai adunat câțiva ca spini în jur, așa. Dar ai tu putere să te rogi, cum am rugat eu prin harul Domnului, cu lacrimi, zile în sir și noaptea și ori de câte ori mă rugam și la mâncare, tot asta. Vedeți, dragii mei? Păi noi avem porunca asta, că nu suntem ai noștri, noi suntem ai Domnului și suntem trecători pe aici, pe coridorul ăsta lumii. Suntem numai trecători și la sfârșit, dacă ai urât, imediat să schimbăm acazul. Imediat te bagă pe linie moartă către diavolul. Dar dacă ai iubit, macazul tău să schimbă și urci în sus, la Iisus. Glorie Domnului! Fiindcă aici ai două drumuri sunt pe lume, unul bun și altul rău. Unul duce la pierzare, celălalt la Dumnezeu. Glorie Domnului! Gândiți-vă că nu trăim pentru noi. Dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Apoi fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului, glorie Lui. Iacove, ești al meu, Izraele, ești al meu, pocăitule, ești al meu, zice Domnul. Păi de ce crezi că ești aici? De ce crezi că ai în tine râvna să te urci aici în fața adunării și să cânți? Cine îți spune asta? Că pe altul și să-l bați, nu-l poți aduce aici. Nu vrea, Doamne ferește! Am văzut pe cineva care vroia să bage unul în adunare, doi inși trăjea de el și nu l-a putut băga în adunare. Nu a vrut să intre în adunare nicicum. Și astăzi trebuie să învie un prieten prin telefon, prieten, dar nu o sosit, Domnul știe din ce cauză, dar numai că nu o sosit, aș fi dorit să-l văd, dar nu a venit. Tare mi-ar fi plăcut să-l văd și dacă cumva mă va auzi, să știi, prietene scump, când îmi va da bine și o-i mai găsi telefonul tău, te-o-i mai suna, că vreau să te știu în rai. Glorie Domnului Iisus Hristos!
Apoi, dacă ești a Domnului, tu ești o oiță a Domnului Iisus. Oaia în fiecare an are măcar un miel, dacă nu doi, și câte un om și trei au făcut câteodată. Dar un miel trebuie să aibă, mă. Te hrănește stăpânul un an de zile, apoi măcar un miel, mă, trebuie să aduci. Tu ai adus pe cineva la pocăință, că ăsta e rodul, să aduceți rod. Păi dacă n-aduci rod, atunci ești sterp. Apoi ce plată poți să primești? Rodul ăsta, să aduci oameni la pocăință. Eu eram de vreo 17 ani, misionam și am întâlnit un tânăr mult mai bătrân decât mine. Dar degetile erau afumate, mă, nasul gros, roșu. Se vedea cum el numai beutură și țigară, nu era nimic de el altceva. M-am apropiat de el și l-am întrebat, cum te cheamă? Și îmi spune, unde trăiești tu? Aici, în Cluj, că aici pe Someș, la spitalul ăla de lângă Someș, era evreiesc pe atunci se numea, spitalul evreiesc. Și la poartă acolo l-am întâlnit. Și ce meserie ai? Și îl întreb așa, pe unde ai dormit azi noapte? Ai o drăguță? Nu am, că m-au părăsit. Apoi, ai loc de muncă? Nu, că m-au dat afară. Apoi, vă închipuiți? Unde ai dormit azi noapte? În gară. Vai ce milă mi-a fost. Dar timbrul vocii lui l-am caracterizat eu. E atât de frumos, așa ar putea lucra cu vocea asta pentru Iisus. Și m-am ținut de el. Măi, nu mai dormi în gară, ui aici, îți dau bani să nu te duci să cumperi beutură. Cu ăștia vii mâine dimineață în Turda, atunci locuiam în Turda, tânăr fiind, locuiam în Turda. Vii mâine dimineață acolo și sporte o grijă mai departe. Și-a venit băiatul. 6 luni de zile mă sculam dimineața și făceam ceai ce putem eu și îl strigam sus la masă. Mâncam, eu mă îmbrăcam, plecam la lucru, el stătea, îi dădeam 3 lei pe fiecare zi ca la militar, 3 lei. El de 1 leu își cumpăra țigări naționale, care atâta era pachetul. După aceea, cei mai rămâne, mai grijă, mai avea o femeie la care merea, mai merea la un film. Dar eu mă rugam toată ziua pentru el, toată ziua mă rugam pentru el. Și îl ocrotem, dormea lângă mine, mânca cu mine și tot aceea. Măi, ne-a apucat toamna, de primăvară, de vreme, ne-a apucat toamna. Tot timpul l-am dus cu mine la rugăciune, încoace încolo, dar nu învăța nimic, nimic, afară de tatăl nostru care l-a învățat de la mama, nu știa nimic. Când a fost către toamnă, cumva m-am plâns înaintea Domnului așa, Doamne, ce să fac ca omul ăsta să fie mântuit? Ce să fac? Nu intra în el cuvântul nici cum. Și Duhul Sfânt îmi spune mie, fă-te ca el. Mă, ce m-a mai îngrozit, Doamne, dar păi să mă duc acum și eu să beau, să mă duc la filme, ce, cum să mă fac ca el? Nu m-a mai rugat o vreme, dar iară mi s-a prins focul, iară m-a rugat, mai cu foc, mai tare. Și iar am întrebat, fă-te ca el, dar atunci mi-a dat Domnul minte, adică el n-are servici, mănâncă bine, odihnește bine, că eu lucram. M-am dus și mi-am dat demisia, că de brume deja era târziu, mi-am dat demisia de la Ilele Turda. Oamenii, șeful contabil, ceilalți ce trebuie să însemneze demisia, nu vroia niciunul. Măi, Hozane, ce-i cu tine, mă? Bat în porți toată ziua oameni și eu nu pot angaja și tu pleci, mă, acum în cap de iarnă. Nu plecam în...
Porunca de la Duhul Sfânt e asta, asta o fac. Și să vedeți, când am venit și i-am pus pe masă demisia, tot culori o făcut la față. Pă ce mâncăm? Pă ce ne facem? Aha, Lazare, acum vii tu de acasă. Și atunci am început și l-am luat cu mine și am mers, cum zicea, pe crane turdenii, pe acolo. Măi, un găsu, un gard, un coteț, un ce vom lucra și om și mânca. Și așa mai departe. Dar n-am mers prea mult. La Delen, de acolo la Micuș, la Micuș am trecut la Săliște și trecând la Săliște, Dumnezeu i-a cucerit inima. Și în câteva zile am ajuns rotund, am ajuns în Cluj, în Cluj, într-o încălceală după ce am fost la cuvânt. Unul s-a rățuit tare, acum vă dau la securitate, acum toți frații au fugit afară. Inclusiv fratele Ilie Ghirișan și el a ieșit afară. A rămas cu noi numai sora Irina al lui Mercea Pavel. Restul toți au ieșit afară din adunare. Năcăjiți de frământarea asta, am mers la Borhanci, Duhul Sfânt ne-a încălzit inimile prin sora Rozalie, apoi am urcat dealul, ne-am dus în Feleac și Lazar în Feleac, când eu povestem de întâmplările vechi cu fratele Ștefan, Nicoară, cu ăștia acolo, Lazar zice, mă las să mă duc acasă să mă schimb, că ăștia au zis, era deja vineri și au zis că duminică la ciurii la-i botez. Viu și eu și mă botez. Și-a venit și s-a botezat. Cu greu l-a acceptat fratele Lazar din Borhanj la botez și cu fratele Popion din Borhanj. Cu greu l-a acceptat. Cine, mă, cine răspunde de tine? Fratele Hozan. Păi mă, tu ce știi din Biblie? Eu nu știu. Păi atunci, da, știe fratele Hozan. Dar cu tare, păi el numai atâta știa să zică. Fratele Hozan, e mă pui de domn, hai încoace. Eu eram pui de domn că eram cu haine din astea, din prăvălie, atunci oamenii umbla numai cu haine țăsute în război de femeile lor. Și îmi zicea, pui de domn, ia vină încoace mă, ce vrei tu cu ăsta? Să-l botezați, frate Lazare, ăsta nu cade din credință, mă, tu nu-i vezi mâinile pline de fum, mă, nu... Să-l botezați, ăsta nu cade din credință. Nu a fost lămurit. A adunat câțiva proroci într-o cameră, între care era și sora Palagie din Feleac. Și îl bagă între proroci acolo. Îl bagă acolo între proroci și se roagă cu el acolo, stau și eu. Sora Palagie strigă deodată, să-i împliniți dorința, ăsta nu va cădea, cu ăsta am de lucru. Mărire Domnului, l-a botezat. La scurt timp a ajuns casierul bisericii în Turda, încă peste câtva timp a ajuns diacon, încă peste câtva timp l-a ordinat de pastor, și-o clădit biserici pe Valea Ierii și-o adunat mulțime și-o botezat mulți oameni. Și anul trecut pare că a murit, s-a dus la cele veșnice. Ce-i minunat Dumnezeu, mă! Tinerei, tu cânti frumos, dar ai un rod, mă! Pune-te, mă, pe lângă un prieten al tău și nu-l lăsa până nu vezi că se pocăiește. Soră, pleci din lume azi mâine. O veni cineva pe urma ta la pocăință. Frate scump, soră scumpă, frați din biserică, din comitet, ce sunteți voi? Acolo trebuie să sosești cu rod. Nu cumva când sosești în fața lui Hristos, judecătorul tuturor, să spui, eu n-am niciun rod.
Păi dacă n-ai niciun rod, ce plată îți va da? Caută să ai rod. Caută să ai rod. Predica ta să aibă rod. Purtarea ta să aibă rod. Copiii tăi să vină la Sfânta Pocăință pe urma ta. Bărbatul să vină la Sfânta Pocăință. Fă orice, dar să vină la Sfânta Pocăință, să ai rod. Nevasta ta să aibă în tine un ghid, o lumină și să te urmeze pe calea credinței, ca să ai un rod. Doamne Iisuse, Izraele, nu te teme de nimic, dar fă ce trebuie să faci. Dacă vei trece prin foc, focul nu te va arde, flacăra nu se va lipi de tine. Păi eu eram să pierd într-un avion cu bombe, dar dacă am fost a Domnului, am pățit exact ca Pavel, 260 și ceva de oameni acolo, ca și în corabia lui Pavel. Dar Domnul a zis, fă așa și sunteți salvați. Și atunci am spus la suardeză, când ei se frământau și plângeau, păi ce-i asta? Păi am primit un telefon că avem bombe cu noi. Da, cred că-i glumă. Nu-i glumă, avem. Atunci ei m-au luat pe mine ca pirat al aerului. Hai la capitanul, mergi la capitanul, le-am povestit și lor la suardeze. Dar cum scăpăm? Dacă ne rugăm, dar de unde știi? Duhul Sfânt ne-a spus. Mărit să fie Domnul. Atunci au strigat capitanul, oamenilor, rugați-vă. Eram eu, era Candale August, Octavian, pocăiți, și un frate baptist, toți trei strigam înaintea tuturor către Dumnezeu cu toată puterea. Pe oamenii erau verzi, albaștri, negri, galbeni, în tot chipul la fețe. Avionul s-a înturnat înapoi. Unde vreți să merem? Păi la Londra. Nu! Oriunde mai aproape, până la Londra suntem cenușe. Și a ascultat de mine capitanul. Și am ajuns la Presbyterian, în Scoția. Și acolo am căpătat accept și am fost salvat cu toții. Mărire Domnului! Noi suntem ai Domnului, dacă treci prin foc, la foc era, că de s-o aprindea o bombă, eram toți cenușe, nu? Dar eu sunt cu tine, nu te teme. Nevasta mea a început să tremure. Ce, miuță scumpă? Păi mă, să nu mai văd eu copiii. Dar păi ce-i dacă nu-ți vezi? Îi vedem în cer, nu te frământa, dar nu se întâmplă nimic. Duhul Sfânt a zis că nu se întâmplă dacă ne rugăm. Păi ne-am rugat de numai și nu s-a întâmplat. Apoi am fost în accidente grozave, cuprins acolo. Dar harul lui Dumnezeu și cum zice aici, eu te izbăvesc, eu te chem pe nume, ești al meu, eu te izbăvesc. Iisus te izbăvește. Iisus te izbăvește din încercare și dacă ai cancer, Iisus te poate izbăvi și dacă nu te izbăvește, El face un alt lucru mare, cum a făcut cu nevasta mea, că a trebuit să treacă la cele veșnice, dar oricine o întreba de durere, n-avea nicio durere, nicio durere. Doctorița stătea lângă ea când venea la noi, că eu am ținut-o acasă, n-am lăsat-o la spital. Păi se punea jos lângă, păi nu te doare aia, vai de mine, alții în situația asta rup hainele, dă cu picioarele pe păreți, fac nu știu ce fac. Dar ea stătea liniștită și liniștită în ultima noapte sau penultima dată înaintea morții, pe la vreo 3 noapte au început să strige, ea la care nu-i mai auzai graiul, ea care nu putea ridica mâna, o ridicat odată o mână sus, har, har, mare har, har, după au lăsat pe ea, ridicat aia la altă mână, bucurie, bucurie, mare bucurie,
dar nu așa un pic, mult timp îndelung. Și Zaharie, băiatul care era lângă ea, întreabă: mamă, ce bucurie că sunt mântuiți toți ai casei mele. Glorie Domnului Iisus! Persida, care e aici, o întreabă: dar ce înseamnă asta? Ori a venit Domnul Iisus? Da. Și ce au zis? Că nu mai este mult. Apoi nu a mai fost mult și au plecat cu Iisus. Slăvit să fie Domnul! Măi, dacă tu ești a Domnului, apoi și când mori, ești a Domnului. Ori trăim, ori murim, suntem ai Domnului. Glorie Domnului Iisus! După tine vine escorta de îngeri, măi, ca după Lazar din Luca 13. Cu vremea Lazar a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. Așa vine după tine escortă de îngeri. Dar dacă tu nu trăiești cum trebuie, vine după tine altă escortă. Și am văzut cazuri și de un fel și de altul. Am văzut bărbați în toată firea, când i-a sosit moartea, striga în gura mare că vin oamenii ăia negri să mă ducă. Și striga după Jineresul: Gheorghe, nu mă lăsa! Jineresul era pocăit. Ăsta nu a vrut să pocăiască. Nu mă lăsa că mă duce menii ăștia negri. Păi merea lângă el, îi s-a agățat de gât. Nu mă lăsa! Odată de două ori l-a scăpat, dar în cele din urmă ce să-l mai scape? Până când el și-a încleștat mâinile după cap la jinere. Și s-o dus, întreabă-și, l-o dus îngerii ăia, oamenii ăia negri, pentru că n-o vrut să se pocăiască. Și ție astăzi e momentul când să te pocăiești. Nu că tu ești penticostal, nu că tatăl tău e diacon sau păstor, sau mama ta sau tatăl tău e proroc, aia nu te ajută la nimic, mă, la nimic nu te ajută. Tu trebuie tu să te pocăiești. Și nu să te pocăiești numai să fii la rând aici, să ocupi un loc pe băncile astea domnești. Nu, mă, să te pocăiești cu o pocăință sfântă și Domnul să ne ajute tuturor. Ești al meu, Iacobe, ești al meu, Izraele, eu ți-am întocmit. Și acum, umbla așa fel, cum a zis Apostolul Pavel, fiecare să umblăm așa fel ca să placem lui Dumnezeu. Pentru că la Apostolul Petru, când l-a chemat Corneliu, el în casă la Corneliu zice: văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam de om, cine se teme de Dumnezeu și trăiește neprihănirea, îi primi de el. Că ești evreu, că ești țigan, că ești român, că ești neamț, ce-i fi tu? Trăiești frumos cu Iisus, ești primit de Dumnezeu. Și aici în viață, și când treci din viață, El te primește cu bucurie, mărit să fie Domnul. Am văzut persoană care atunci când a murit și-a fixat ochii în tavan acolo, și a început să cânte și oameni, femei nepocăite era în jurul ei. Și ea a început să le întrebe: nu vedeți? Vai, cum cântă îngerii! Ce îngeri? Uite acolo, nu-i vedeți, nu! Vai, frumos cântă, apoi cum cântă? A început să cânte cu ei. Și când a ajuns la Aleluia, numai Aleluia, și s-a dus cu îngerii, mărit să fie Domnul! Pe cine vrei să te escorteze când ești pe patul morții? Îngerii negri ori îngerii albi, strălucitori al lui Dumnezeu? Eu doresc toți câți mă auziți să ne sfârșim cărarea în escorta cerească și să ajungem la locul promis, că pentru noi a făcut Domnul raiul, glorie Lui. Cum zicea un poet de cântare: raiul nu este făcut pentru cei ce sunt pierduți,
Ci raiul este pregătit pentru cei ce-s mântuiți. Mântuirea stă la îndemână. Astăzi pocăiește-te. Nu că m-am botezat nu știu când și acum, de atunci și până acum, ții tot o ură cu tata sau cu socru sau cu mama. Ce pocăință e aia? M-am pocăit nu știu când, m-am botezat, dar nu mă pot vedea cu cumnatul, cu cumnata. Păi ce pocăință e aia, măi? Păi m-am pocăit nu știu când, dar de când m-am pocăit sunt tot în ceartă cu vecinii. Ba și la tribunal, ba, băi, Doamne, iartă-mă, pă ce pocăință e aia? Pă dacă cineva-ți dă foc la casă, tu poți să ierți, că pocăitul iartă, nu dă-n judecată. Am văzut pe Oanea de la Halmeu, Gavrilă Oanea, unul i-a dat foc la casă ca să moară cu 9 copii în foc, să-i prăpăde pe toți acolo. Și a venit omul care l-a văzut când a fugit din spatele casei după ce i-a uns casa de lemn cu motorină și i-a dat foc. Și acum nevasta cu copiii și el dormeau în casă. Nu m-a văzut vâlvătăi cum veneau până jos și pucnituri. S-a trezit, a avut o prorocie mai înainte, vine vremea să umbli pe jeratic, dar tu să ierți. Și acum desculță pe țigle pușcate de pe coperiș roșii, fugea și lua câte un copil și îl ducea în stradă, fugea până când i-o scos pe toți din foc și de-abia trezit pe bărbatul său, că era tălmăcit de fum și de un alta. Și toți au fost salvați. A doua zi o fost chemat la ăsta, la primărie, că omul respectiv a spus și la primărie, ăla i-a dat foc. Și ăsta să-i îl dăm în judecată, facem nou. Păi cum, mă, s-au ars casa? Păi, dacă așa a vrut Domnul, el știe. Păi, nu-l dai? Nu. Și când l-a întâlnit, o dat mâna cu el, s-a salutat frumos, fără probleme. Dar frață, văzând așa, au pus mână la mână din toate părțile, i-a făcut casa mai frumoasă. Sau alta, bumbac din Toflea, vecinul i-a dat foc la casă, casă nouă, și-a mobilat o cameră două și așa. N-a putut scoate nimic de acolo. Și ăsta, de ginta lui, țigan, nu? Toți îl îndemna, dă-l în judecată. Eu știu, eu stau martor. Nu, mă, eu sunt pocăit, eu nu dau pe nimeni în judecată. Dar la o săptămână, două, când ăsta umbla tot vrăjmășește pe acei vecinul său, ce-i dă minte la ăsta, se duce și cumpără niște pești mari, ciolan de porc, câte toate, și face un grătar din ăla mare pe niște cât o putut el și copilul și coborâ la vecin. Mă, noi prieteni am fost tot timpul. Prieteni trebuie să rămânem. Eu nu te dau în judecată, mă. Hai aci, mă, nu fugi. Hai, mâncăm și ne împrietenim iară. Vedeți ce înseamnă să fii pocăit? Nu numai că vii la adunare, trebuie să fii pocăit ori în ce treci. Iacobe, Izraele, nu te teme de nimic, eu sunt cu tine, mărit să fie Domnul. Că dacă Domnul e cu noi, noi trebuie să-L slăvim pe Dumnezeu, a lui Dumnezeu să fie toată slava. Rămân la atâta și văd că aici ați pregătit multe din astea, bam, aici sunt două desfăcute numai așa. Ce faceți cu ele oare? Câte sunt aici? Cam câte bucăți sunt aici? Câte ori fi? Nu văd bine. Câte sunt? 10. 10?
Și apoi, dacă unul din cei 10 pe care le-ai adus dumneata înaintea Domnului aici, îi atăcat de un duh necurat, îl iei în spate duhul ăla? Păi ce faceți cu astea? Eu nu vă sfătuiesc să vă jucați. Astea-s jucării. Și mai mult, cine le aduce? Câte o soră săracă care vrea să se mândrească, hai că am eu un șervețel care a fost uns. Păi măi, babă, fii cu minte, fii cu minte, nu-ți băga capul în câlci, că nu-i bine. Ai un bolnav în casă, vină cu un șervețel, ai doi, vină cu două șervețale. Dar nu aduce pentru o stradă, mă, uite-te aici, 20 odată, na. Încep de la numărul 1 până la numărul 20 pe stradă, tu pe toți îi vindeci. Măi, oameni buni, fiți cuminți, mă. Lucrarea Domnului sfântă, mărit să fie Domnul. Noi facem, cum ziceți, dar băgați de seamă că nu-i așa. Eu am văzut bolnavi vindecați cu câte un șervețel, cu nu știu ce. Noi am făcut de altfel niște șervețele din pânză, tăiate cu forfecă din aia care îi tai așa, și atât așa șervețelul, și cine vine, ungem pe un șervețel din el, îl bagi într-un plic frumos și așa. Acum aici, de exemplu, ai un șervețel uzat, care te-ai șters, ce știu eu, de sudoare, de ce. Acum folosește la ungere cu un de lemn. Fiți mai copți la cap. Doamne Iisuse, binecuvântă-ne! Că Domnul-i sfânt și noi trebuie să fim sfinți și toată lucrarea care o facem, o facem în cinstea Domnului Iisus Hristos. Glorie Domnului!